Vom depăși astăzi pasajul central al epistolei către Romani, cel cuprins între capitolele 9 și 11, și chiar ne vom lansa pe ultima turnantă, cea în care Apostolul Pavel va puncta principii și dispoziții menite să faciliteze trăirea creștină naturală, practică, vie și rodnică, în cele mai multe dintre aspectele sale. Finalizând însă chestiunea evreiască a epistolei, repetăm că Dumnezeu nu s-a săturat de Israel, deși avea toate motivele, ci continuă să-i mântuiască pe cei ce-L acceptă pe Iisus ca Mesia. Iar de națiune în ansamblu se va ocupa din nou predilect după ce își va încheia lucrarea în ce privește biserica, finalizată odată cu răpirea. Dumnezeu și-a păstrat totdeauna o rămășiță în Israel. Astăzi această rămășiță este formată din evrei care au crezut că Iisus Hristos este Domn și Mesia. Cei mai mulți din Israel sunt însă împietriți pentru că s-au rătăcit. Deși au fost expuși cuvântului și cuvintelor de la Dumnezeu, deși au avut sumedenii de ocazii să-L audă și să-I răspundă lui Dumnezeu, acum ei sunt orbi pentru că nu vor să accepte lumina venită de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Astfel că, deși îndelung răbdător cu ei, Dumnezeu i-a dat deocamdată deoparte pe evrei. Respingerea lor i-a oferit lui Dumnezeu ocazia să deschidă larg porțile mântuirii către neamuri. Ceea ce evreii considerau că li se cuvine numai lor ca drept etnic, Dumnezeu le arată că atribuie în egală măsură și neevreilor. Astfel că El nu tratează și cu Israel ca popor acum, dar își va ține cu credincioșie toate promisiunile. Astăzi, biserica beneficiază de pe urma poziției lui Israel. Le datorăm foarte mult. Ei au fost înlăturați din pricina necredinței lor, dar asta a deschis porțile îndurării pentru neamuri, cum am spus, care astfel pot sta în picioare ca mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Prin harul Său nespus de mare am fost și noi înfiați în familia lui Dumnezeu, iar El a revărsat peste noi beneficii și binecuvântări. Iar Lui, cum scrie în Romani 11 de la versetul 29, nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Am încheiat citatul. Din perspectiva omenirii fără Dumnezeu, viitorul arată cât se poate de întunecat. Lumea e în degringoladă și disoluție. Dar pe tronul Universului este același Dumnezeu și El este pe punctul să intervină, ca să o repună pe picioare și pe drumul cel bun. Copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu au un viitor glorios. Zile mărețe ne stau înainte. Dacă primele 8 capitole din Epistola către Romani descriu credința pe baza căreia trăim și lucrăm acum, iar Romani de la 9 la 11 dezvăluie șansele și speranța lui Israel privind viitorul, ultimele 5 capitole ale epistolei, de la 12 la 16, ne învață cum trebuie să arate iubirea care acționează în și prin viața cu adevărat creștină. Vom vedea în continuare, de data viitoare, cum poate beneficia credinciosul de viața pe care a intenționat-o Dumnezeu de la bun început pentru el. Și cum arată și cum se poate trăi aceasta în mod practic.